Anunț important pentru iubitorii de animale de companie din România. Stăpânii vlănoșilor care locuiesc la bloc vor fi nevoiți să se supună unor noi reguli. Ce se întâmplă dacă ai câini sau pisici în apartament? Legea care vizează pe stăpânii de animale de companie. În anul 2021, instanțele de judecată de la Curtea de Apel din Timișoara au dat o sentință definitivă în urma căreia proprietarii de animale de companie care nu locuiesc la curte trebuie să ceară și să primească acordul vecinilor pentru a putea ține patru pezi în bloc. Potrivit legii, sentința magistraților poate fi utilizată ca precedent. Sentința a fost dată după ce o femeie din Timișoara a contestat în instanță decizia Consiliului Local, conform căreia stăpânii de animale de companie ar fi obligat să ceară voie vecinilor de pe scară. Locatara a considerat că măsura încalcă dreptul la proprietate privată, fiind susținută de către autoritățile de la Tribunalul din Timișoara. Oficialii au contestat sentința, urmând ca magistrații de la Curtea de Apel să le dea dreptate. Sentința este definitivă. În prezent, decizia instanțelor de judecată poate fi citată ca precedent în orice proces din România, ce vizează animalele de companie. În ciuda faptului că nu există momentan o dispoziție care să prevadă acordul vecinilor într-o asemenea situație, stăpânii de patru pezi pot fi dați în judecată, urmând să plătească sancțiuni uriașe, relatează playtech.ro.